poți să-i induci o stare de neliniște când tu știi că nu e adevărat și să spui nu veți avea bani de pensii. Și am spus unor colegi din opoziție, haideți-mă cu mine într-un sat, unde vreți voi în țara asta, nu neapărat în nordul Moldovei la mine, și să intrăm în casă la un bătrân, la o bătrână și să-i spunem, doamne, de mâine nu mai vă dă ăștia pensia. Să-i vezi chipul, să-i vezi privirea. Și după aceea te văd. Bani? Cum am demonstrat până acum, nu avem nicio problemă. Am reușit să creăm și creștere economică.